Suntem în ultima treime practică a Epistolei către Romani. În capitolele 12 și 13, Apostolul Pavel, pentru a ne învăța cum să trăim după cuvânt, structurează învățătura și recomandările sale, ținând cont de rețeaua de relații în care este prins fiecare om, fiecare credincios. Am pomenit data trecută câte ceva despre relația cu Dumnezeu, căruia să-i încredințăm întreaga ființă, urmărind să împlinim doar voia Lui, despre relația cu Duhul lui Dumnezeu, prin valorificarea darurilor și roadelor sale, despre relația cu ceilalți creștini, între ajutorare și suport reciproc pe toate planurile, și despre relația cu oamenii care nu-L recunosc încă pe Iisus Hristos și față de care suntem chemați la îndelungă răbdare și la bunătate necondiționată. Mergem mai departe și privim la relația cu autoritățile. Da, cetățenia credincioșilor autentici este în ceruri, dar pentru o vreme continuăm să locuim undeva în această lume. Dumnezeu a rânduit regimuri, guverne, autorități pentru menținerea legii și ordinii. Când aceștia nu fac așa, își ratează menirea și țara respectivă riscă un colaps. Pentru că suntem creștini, trebuie să respectăm conducătorii și pe cei responsabili cu aplicarea și respectarea legilor. Da, guvernele și statele și împărățiile acestei lumi sunt sub influența lui Satan. Și da, corupția, nedreptatea, minciuna proliferează în orice guvern. Dar deasupra tuturor este Dumnezeu, care are totul sub control. El ridică împărați și președinți, El îi folosește și tot El îi doboară. El n-a părăsit nicio clipă tronul de suveran absolut și nici nu o va face vreodată. El nu este tulburat sau neliniștit de ce se petrece pe scena politică, militară, socială sau economică a lumii. Iar creștinismul nu este o mișcare socială de ajutorare a săracilor sau de curățarea orașelor și a țărilor, deși efectele sale includ și așa ceva. Rolul nostru este de a propovădui Evanghelia, care este, vă reamintesc, Romani 1, versetul 16, puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede în Domnul Iisus Hristos. Un creștin adevărat trebuie să fie cel mai bun cetățean din oraș, chiar dacă adevărata sa cetățenie nu este pe pământ, ci în ceruri. Să mai privim și la relația cu vecinii. Dragostea pentru semenul, pentru aproapele nostru, se vede cel mai bine nu în ce le spunem, ci în modul în care trăim, în ceea ce facem. În fapte, deci, nu doar în vorbe. N-avem mereu timp și ocazii. Uneori chiar avem o șansă mică, slabă, prin care să-L putem împărtăși pe Domnul celor de lângă noi. Trăiți ca niște copii ai luminii, ne îndeamnă Apostolul Pavel. Această provocare să ne sune mereu deșteptarea, pentru a ne reaminti pentru ce trăire, cu ce scop ar trebui să ne încredințăm total viața noastră lui Dumnezeu. Predați-vă Lui cu tot ce sunteți și aveți. Este cel mai înțelept lucru pe care îl puteți face. Pentru că, la urma urmei, ceea ce trebuie să facem este să trăim în orice moment și aspect ca reprezentanța lui Dumnezeu în mijlocul acestei omeniri pierdute. Și de asemenea, să așteptăm revenirea lui Iisus Hristos, care poate surveni în orice moment. Această perspectivă te va ajuta să trăiești cu responsabilitate o viață tot mai curată, conform 1 Ioan 3, versetul 3. Vă invit să ne propunem să trăim ca niște creștini autentici și vii în această generație. Să nu lăsăm să ne deturneze nimic lumesc, ci să-i facem tot mai mult loc prezenței lui Dumnezeu în viața și în inima noastră.